Salut prieteni, bine v-am găsit pe www.tutorialevideo.info. Astăzi voi continua seria de tutoriale video cPanel și astăzi vom crea o căsuță de e-mail. După cum vedeți, suntem logați deja în cPanel și dăm click pe e-mail accounts. După cum vedeți, avem deja o adresă de mail creată, vom mai crea una. Aici introducem numele, voi introduce tutoriale, parola o vom genera, dăm click pe Use Password, aici setăm câți mega putem să alocăm pentru adresa noastră de e-mail, 250 de mega este suficient și dăm click pe Create an Account. După cum vedeți, tutoriale arunc concursuri online.info. Dăm acum click pe More, Access Webmail, introducem parola generată de mai devreme. Aici dăm click I understand the risk și add exceptions și resend. Aici aveți trei forme sau trei metode de a citi mail-ul. Eu voi folosi Round Cube. După cum vedeți, momentan nu avem niciun e-mail. Atât despre cum se creează o adresă de mail în cPanel.